La Biserica Sfinții Voievozi din Poiana Sărată, județul Bacău, a fost marcat ieri în mod deosebit centenarul războiului de reîntregire. În cadrul manifestării a fost vizionat un film documentar despre evenimentele petrecute pe aceste meleaguri în urmă cu un secol. Autorul filmului, istoricul Corneliu Stoica, și-a prezentat lucrarea intitulată Enciclopedia Văii Trotușului, volum care cuprinde peste 3000 de pagini. Un moment deosebit l-a constituit reîntoarcerea membrilor casei regale pe aceste meleaguri după 100 de ani. La Biserica Sfinții Voievozi de la Poiana Sărată, locul în care este înmormântat locotenentul erou Nicolae Macarie, a fost săvârșită sfânta liturghie urmată de un parastas pentru eroii neamului. În continuare a urmat o conferință susținută de președintele Asociației Cultul Eroilor, Regina Maria. Am venit aici la Biserica Neamului din Poiana Sărată, deoarece sunt legat profund de aceste locuri din Poiana Sărată, mai ales că aici se află mormântul primului erou român, care în noaptea de 14-15 august 1916 cade în lupta cu inamicul. Iată că camarazii lui, în drept omagiu, au rupt piatra de hotar austro-ungară, l-au mormântat aici în curtea bisericii și au ridicat un monument din piatră. Știm că anul trecut eroul Macarie a fost deshumat, i-am găsit obiectele, a fost o slujbă de sfințire, de pomenire și apoi a fost reînhumat alături de soția lui. Vreau din nou încă o dată să vă spun că acțiunile pe care le face Podobeatul Onești sunt extraordinare, pentru că aici, într-adevăr, se simte un adevărat românism. În cadrul manifestării a fost vizionat un film documentar despre evenimentele militare petrecute în această zonă în urmă cu 100 de ani. Autorul acestui film, istoricul Corneliu Stoica, a prezentat lucrarea Enciclopedia Văii Trotușului, un volum de excepție care cântărește 5 kg și cuprinde peste 3000 de pagini bogat ilustrate și documentate despre Valea Trotușului. Cu această ocazie am prezentat câteva proiecte, între care și Valea Trotușului Enciclopedie, o enciclopedie unică în Europa și care se bucură de multă apreciere din partea locuitorilor Văii Trotușului, și o carte care va fi lansată luna viitoare cu prilejul centenarului Cojna Cireșoaia, o carte intitulată Zile de foc la porțile orașului Târgu Ocna. A fost o atmosferă plină de încărcătură sufletească, o întâlnire care a adus multe lucruri interesante și rămân cu o impresie deosebit de frumoasă despre această manifestare de înaltă ținută spirituală de la Poiana Sărată. Un moment deosebit l-a constituit reîntoarcerea membrilor casei regale în aceste locuri după un secol. La ora 16:20, trenul regal a sosit în gara Onești, unde oficialitățile locale și județene, alături de foarte multe persoane, au întâmpinat-o pe principesa Margareta, însoțită de principele Radu. De aici, principele Radu a mers la cimitirul eroilor din Oituz, unde a avut loc o slujbă de pomenire urmată de o depunere de coroane, după care a vizitat Biserica Monument Istoric, de lângă cimitirul eroilor.